Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Amin. Și binecuvântat să fie Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin. Să fiți binecuvântați de Domnul, toți cei prezenți aici, amin, precum și cei dragi ai tuturor care sunteți aici și n-au putut veni și i-ați lăsat pe acasă. Să-și răsfrângă Dumnezeu îndurarea peste mici și mari, amin, peste tineri și bătrâni. Amin. Și să se îndure de noi de toți, așa să vină peste noi îndurarea Lui, pe cum o așteptăm noi de la El. Amin. Mărească-se Domnul! Amin. Iubiții mei, mă bucur că Dumnezeu ne-a mai dat sănătate și putere să mai pot sosi odată aici, în adunarea Sfinților. Mă bucur așa de mult că Dumnezeu a vegheat asupra călătoriilor mele lungi și scurte și m-a păzit de accidente, în timp ce zilnic vezi oameni zdrobiți sau care își pierd viețile în accidente. Dar Dumnezeul nostru e un Dumnezeu minunat. Ia mărească-i să nume. Am aflat că ați citit aici din Sfânta Carte, din Corinteni, despre darurile Duhului. Și eu aș vrea, că nu putem vorbi de prea mult, am vrea să vorbim puțin și să înțelegem mult. Aș vrea doar câteva versete să mai citesc lângă acestea. Uitați dumneavoastră în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 15 și 19, sau chiar până la 21. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Dumnezeu peste orice făptură, ficiorii voștri și fratele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna în zilele acelea din Dumnezeu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Aș mai adăuga ceva din Evrei și apoi să-mi continuu, să-mi dap în gândirea. În Evrei, capitolul 4, ne spune să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit El când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările Lui fuseseră isprăvite încă de la temerea lumii. Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui. Și aici este zis iară: nu vor intra în odihna mea. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta, și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor lor, El hotărăște din nou o zi. Astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Fie slăvit Dumnezeu! Iubiți frați, iubite surori și toți cât sunteți prezenți aici, aș dori să vă întreb dacă puteți să desprindeți din citat cine a dat sabatul. Moise sau Iosua? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă Iosua ar fi dat o dignă, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea prin David de o altă zi. Dar noi știm că toată legea a venit prin Moise și că Iosua n-a completat nimic la cele 5 cărți a lui Moise. Și Moise a zis întâi, Izraele, sabatul e semnul legământului dintre mine și tine ca popor. Să ții și să păzești sabatele mele. Și acum aici Pavel, nu deja v-a zis Petru că îi încurca pe cei de atunci, dar ne mai încurcă și pe noi de azi. În schimb, glorificăm pe Dumnezeu că am avut un Pavel pe pământ. A cărui Evanghelie a fost un unicat în vestire. Și el a avut îndrâzneala să spună, nu după Evanghelia lui Hristos, ci după Evanghelia mea, va judeca Dumnezeu lumea. Tu ai așa o îndrâzneală dacă ai predicat, se pot spune că după ce ai vorbit, tu va judeca Dumnezeu pe oameni? Nici nu ai chemarea, nici îndrâzneala, dar Pavel a avut și chemarea, a avut și îndrâzneala. Și el a spus în 1 Coloseni, adică în Coloseni, capitolul 1, cu 26, vreau să zic dar. Și el o știu ce vrea să zică. Noi de multe ori vrem să zicem, mai ales la anvoane și cum este aici mai înalt, mulți vor să ajungă să zică ceva. Dar Pavel a știut exact ce vrea să zică. Unii ajung și zic și la un moment dat să scuză și spun că pe frați m-am intimidat. Și săracul se retrage. Că ce să-i faci? S-a intimidat. Dar Pavel era un om cu un chip nu prea agreabil. Și mic de statură, dar nu l-a intimidat nici împărații. Mărit să fie Dumnezeu! Pentru că el avea o evanghelie foarte explicită, dar în termeni înalți, încât omul de rând nu putea ajunge bine să priceapă de multe ori. Și apostolul Petru zis că unii răstâlmăcesc scrierile lui, nepricepându-le. Și cu asta nu ajută decât la perzare. Perzarea celor ce le răstâlmăcesc. Acum aici, de data aceasta, noi găsim cuvântul acesta în versetul 8 al capitolului 4 din Evrei. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Și acum întrebarea este, Iosua le-a dat sabatul? Iosua le-a dat odihna? Sau Moise le-a dat odihna? În seara aceasta este propus să se vorbească despre darurile Duhului Sfânt. Și dacă este vorba despre darurile Duhului Sfânt, eu nu vreau să mă abat deloc de la aceasta, ci vreau să vorbesc în acest context. În schimb, aș vrea să vorbesc așa, ca să mă poată înțelege și copilul mic, și omul bătrân. Și Dumnezeu să ne dea pricepere. Amin. Iubiți frați în Domnul Iisus Hristos, dacă ne-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi, prin David, cum s-a zis mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile ca cei de la
mala din pustie, ci lăsiți-vă inimile, credeți cuvântul, credeți pe Dumnezeu, pentru că noi suntem un popor, așa cum s-a zis la primul congres după Revoluție aici pe Carpați, de către acea mare personalitate catolică, care este un fel de supraveghetor, un fel de episcop a catolicilor în România. A venit și el și a salutat Congresul Pentecostal, dar a spus ceva foarte interesant. Frați a Bisericii Duhului Sfânt, el nu ne-a numit Pentecostal, el a zis frați a Bisericii Duhului Sfânt, când noi am stat în închisori, noi avem o singură nădejde, că dacă în România se mai descopere, mai vorbește și mai e prezent Duhul Sfânt, într-o zi ne scoate și pe noi de la închisoare. Și a început să povestească de toți penticostali au plâns. Și a zis în cele din urmă, am venit la voi cu un gând să vă dau un dar. Și știți ce dar vreau să vă dau? Când va veni vremea persecuției voastre, să aveți răbdare cum am avut și noi. Mărească-se Domnul! Asta a fost minunat! Nu trebuie mai mare dar, decât răbdarea. Căci răbdarea își face desăvârșită lucrarea atunci când tu treci prin ea fără cârtire. Fie slăvit Domnul! Dumnezeu să ne binecuvinteze! Chiar cei din afara noastră recunosc că Duhul Sfânt e cu noi. Dar e un mare păcat că mulți din cei din interiorul nostru nu-L recunosc și nu-L cunosc. Și în seara aceasta eu aș dori să vă vorbesc cât îi putea eu mai scurt, mai condensat, dar să putem pricepe toți că Duhul Sfânt nouă ne-a fost dat. Mărit să fie Domnul! Prea iubiților, Duhul Sfânt nouă ne-a fost dat. Pentru că celor ce li se vestise n-au crezut, am citit din Evrei. Și fiindcă n-au crezut, ei au pierdut. Noi care am crezut, am câștigat. Cu toate acestea, Pavel zice, noi nu putem să disprețuim pe vreun evreu, pentru că evreul-i butucul, noi suntem lădițele, evreul era poporul a cărui cuget era păzit ca printr-o minune, în majoritatea parte, nu la toți, dar era păzit de gânduri, de preacurvie, de gânduri, de furt, de gânduri rele, era păzit. Și mulți din ei, când trecea numai un gând, și fugea imediat la preotul lor, la rabin, și mărturisea gândul lui. Imediat! Noi suntem dintre neamuri. Pavel s-a justificat în direcția aceasta și a zis, noi suntem evrei. Nu suntem dintre neamuri cu gânduri necurate. Noi suntem evrei, dar cu toate că ei au fost evrei, gândurile lor, chiar dacă au fost mai păzite ca multor națiuni dintre neamuri, ceva i-a încurcat. N-au putut pricepe că există un Dumnezeu care are în El și pe Fiul și pe Duhul. N-au putut pricepe aceasta. Ei au ținut una și bună, că Moise le-a spus, Izraele, eu sunt Dumnezeul tău, eu sunt singurul Dumnezeu, să n-ai alt Dumnezeu. Dar ei n-au citit în Genesa, de exemplu, capitolul 1, la evrei, este scris așa de interesant, numai Dumnezeu. Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a făcut. Dar acolo la ei scrie Elohim. Și Elohim în evreiește nu însemnează un singur Dumnezeu, ci însemnează o componență, o dumnezeire.
Iar din capitolul 2, de la 4 în continuare, el zice acolo, Domnul Dumnezeu mai adaugă un nume la aceasta. Și ei l-au numit Jehova pe acest din urmă. Apoi, trecând mai departe, prin 6 și încolo, e cel prea înalt. Și acesta îl simboliza pe Duhul Sfânt. Și acum toate aceste nume sunt un singur, că Dumnezeu este o persoană întruită. De aceea a zis, am să fac pe om după asemănarea noastră. Noi ne asemănăm cu El în aceasta, pentru că noi suntem o carapace de lut. Dar în noi, Pavel a binecuvântat și s-a rugat pentru trei personalități. Eu mă rog ca Dumnezeu să vă păstreze întregi până la arătarea Lui. Duhul vostru e unul, sufletul vostru e doi, trupul vostru e trei. Și acum aceste întreite persoane locuiesc într-o coajă, într-un ambalaj care e frumos organizat. Dar tu poate nu-ți dai seama, organizația aceasta făcută de Dumnezeu într-o persoană unică, fiecare în parte, e așa de interesantă. Dumnezeu a sădit în om după ce l-a făcut urechea. Urechea e cu totul aparte și inima ta e cu totul aparte. Tu, chiar dacă îi tăia un animal, vei observa și acolo. Stomacul are carne aparte, inima are carne aparte. Mușchii picioarelor sunt aparte, a spatelui aparte, a peptului aparte, a feței aparte. Și Dumnezeu a făcut așa combinate mari, că dacă ar fi să le dezlănțui, Clujul ar fi prea mic ca să pui totul în ordine, dar Dumnezeu le-a adunat așa într-o miniatură mică, un om, și în el se relevă cerul. În el se relevă pământul și sub pământul și ape și oceane și văzduh și întinderile nebănuite. Totul e scris într-un om. Totul este într-un om. M-am uitat la microscop, la părul smuls din cap și mulțit acolo la 1200. Calea lacteei de pe cer o vezi în fiecare fir de păr. Ca zi, mare ești tu, Dumnezeule! Mare ești tu, Dumnezeule! Și Dumnezeu zice că El știe până când și de ultimul tău fir, pe care nu-l lasă să fie atacat de bătrânețe fără știrea Lui. El știe de păr. Niciun fir nu se face alb sau negru și nu cade fără știrea Lui. Și aceasta e o mare descoperire pe care Dumnezeu ne-o dă nouă la îndemână. Dar n-avem voie, că timpul ne fură, ni se duce și trebuie să ajungem la scopul nostru din seara aceasta. Aș vrea să vorbesc acum de aceasta, de Duhul Sfânt, a Lui să fie slava. Dar dacă chiar am trecut pe acei, să știți că Duhul Sfânt a fost de la început cu Dumnezeu la lucru și cu Fiul la lucru. Și toate lucrurile ne spune că au fost făcute prin El, prin Dumnezeu, prin Iisus, prin Duhul Sfânt, prin Dumnezeu Tatăl. Și toate au fost făcute pentru El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și totul se ține în picioare prin cuvântul tăriei Lui. Mărească-i să numai. În schimb, aceste toate sunt foarte frumoase cuvinte ale Bibliei și dacă ne ocupăm să le lărgim, sunt și mai frumoase. În schimb, ce ne interesează pe noi nu este numai frumusețea Bibliei, ce ne interesează pe noi este cum să ajungem în odihnă. Mărească-se Domnul! Pentru că lor le-a fost vestit odihna și n-au putut intra în ea din pricina necredinței. Noi am crezut și de aceea intrăm în ea. Astfel, noi am fost mlădița sălbatică. Pe pământul acesta, mulți dintre dumneavoastră
ați altoit pom și vițe. Ați putea ridica mâna sus câți v-ați ocupat de altoit? Câți ați altoit măcar un pom în viață? O, cât sunt! Și dintre femei au altoit. Vedeți? Dumnezeu a fost cel din tâi! A lui să fie slavă! În schimb, toți aceștia pomicultori și vințeleri ați altoit ce mai nobilă crenguță într-un butuc sălbatic. Dar Dumnezeu a lucrat împotriva firii. Fie slăvit numele! El a altoit cel mai sălbatic altoi în butucul nobil. A lui să fie slavă! Deci butucul era Israel, era poporul lui. Noi eram din fire sortiți pe zării. Și ne-a scos de sub această soartă și ne-a altoit în nou Israel. De aceea nu ne putem lăuda față de Israel, căci Dumnezeu cu el are mare plan al lui Dumnezeu să fie toată slava. Dar ne putem lăuda cu credința în Iisus Hristos, prin care să intrăm în odihnă. Făcare e odihna. Aici la Cluj, biserica aceasta, cred că ține duminica, nu? Ia zi de odihnă. Dar dintre câți sunt aici, nu-i niciunul care ține sabatul ca zi de odihnă. Eu cred că sunt. Sunt alții care țin sabatul zi de odihnă. Și dacă vei merge în Turcia și în alelalte părți, sunt alții care țin vinerea ziua de odihnă. Acum, care-i ziua de odihnă? Ce vestește Dumnezeu prin ziua de odihnă? O zi numai. Este minunat să ai o zi închinată Domnului, una din șapte. E minunat. Dar aceasta e prea puțin. E minunat să te ocupi de Biblie într-o duminică sau într-o sâmbătă. Dar aceasta e prea puțin. E minunat să te rogi și să vorbești în alte limbi într-un serviciu de duminică. Dar aceasta e prea puțin. Eu aș vrea să vă arăt adevărata odihnă. Și adevărata odihnă ne povestește omului Dumnezeu David. Dumnezeu a zis, aceasta este ziua care a făcut-o Domnul. Domne ajută! Amin. Domne dă izbândă! Amin. Să ne bucurăm în ea! Amin. Fie slăvit Domnul! Amin. Și uitați-vă, a sosit vremea așteptată de evrei și de toți cei ce studiau Scripturile, când Dumnezeu a împlinit față de noi ceea ce promise prin Ioel. Astfel în capitolul 2, cu 17, ne spune că în zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu. Ce este aceasta? Când auzi un om vorbind în alte limbi, nu este numai semnul unui om botezat, căci acesta e semnul botezului cu Duhul Sfânt. El este și semnul sfârșitului veacurilor. Ori de câte ori auzi pe cineva vorbind în limbi, tu trebuie să-ți dai seama că Petru l-a pus ca un semn escatologic, ca un semn pentru terminarea lucrurilor. Și el când a văzut că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și oamenii vorbeau în limbi, el a spus că acesta e semnul spus că zilele din urmă se va întâmpla. De la el până la noi, noi trăim zilele din urmă. Dar în zile cale noastre, Dumnezeu nu botează într-un an 120 de persoane, ci Dumnezeu botează, cum ați auzit mai înainte, pe fratele Titus, botează zeci de persoane, fie slăvit numele. De ce se grăbește aceasta? Pentru că e aproape venirea lui Iisus. Azi am auzit o prorocie în care se vorbea ca de un tren cu halte. Dar, dragul meu, eu aș vrea să vă spun că în orice gară te vei duce, dacă te duci cu 20 de minute mai devreme, îți puțin oameni pe peron. Dar dacă sosești
la 2 minute, la 3 minute înaintea trenului, îi plimb pe peronul. Nu? Că știe că după aia nu mai are la ce veni. Păi tot așa e cu Duhul Sfânt. Acum când Iisus e foarte aproape, noi trebuie să credem. Noi trebuie să ne înghesuim. Noi trebuie să descoperim care e adevărata odihnă. Care e adevărata zi. Și dacă vreți, căutați în cartea prorocului Isaia, în capitolul 28, și vedeți care e adevărata zi. Care e odihna. Acolo, prorocul ne spune ceva foarte interesant. Ei bine, zice el, prin niște oameni cu buze vâlvăitoare și cu vorbire străină, va vorbi poporul acestuia Domnul. El îi zicea, Domnul, iată odihna, lăsați pe cel ostănit să se odihnească, iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Și apoi pentru cei ce nu au vrut să asculte, cuvântul Domnului e poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură. Dar nu rămâne rob, ci ei care învață însăși să potignesc și cap pe spate și sfărâmă ceasta. Așa am ajuns în zilele noastre. În zilele noastre sunt multe școli și au început oamenii să învețe pe copiii de la grădiniță, în școli biblice, și au început să învețe pe ei de școli elementare, pe ei de școli secundare, pe ei de școli avansate, și au început să învețe oamenii pe grupuri de femei separat, de bărbați separat, și au început să facă atâtea separeuri și atâta școală. Dar rămânem la singur cuvânt, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură. Căci copiii, măcar că i-ai crescut pe acei, dacă nu i-ai lipit de Duhul Sfânt, tot atâta ca ceilalți. Seara merg unde vor, vin când vor, nu ascultă de biserică, nu ascultă de părinți, nu ascultă de lecturii lor. Pentru că ei nu au pe Duhul Sfânt. Dar când Duhul Sfânt pătrunde pe cineva, pe acela îl așează în adevărata odihnă. Ăla nu mai are griji. Ăla nu mai are că azi e aia sau aia. El într-una vrea să se bucure în Domnul. Fie slăvit Domnul. Și toți acei cât se bucură în Domnul, ei sunt în adevărata odihnă. Pentru aceea, duminica e în continuu, fără întrerupere. Sabatul e continuu, fără întrerupere. Pentru aceea, gândul, firea lor, ființa lor, toată, îi sfințită. Eu morit ce-i lumesc și trăiesc pentru Hristos. A lui să fie slava. Iată dar, ce este Duhul Sfânt? El este un semn a zilelor din urmă. Pe lângă semnul vorbirii în altă limbi, care declară că e botezat de Domnul. El mai este și aceasta. Adică ne arată nouă că Dumnezeu recoltează din popor tot câte unul, tot câte unul, tot câte unul, până își umple corabia. Și atunci se va auzi strigarea. Iată mirele vine! Fie slăvit Dumnezeu! De-a iubiților, nu încetați să stăruiți și nu încetați să practicați darurile Duhului Sfânt, oricât ori fi ele, nu încetați, ca daruri, că unul obține un dar și altul, altul și altul, altul. Acestea toate ne face semnul că suntem mădulare a trupului lui Hristos. Că de aceea am primit Duhul Sfânt, ca să fim părtași firii dumnezeiești, fie slăvit Dumnezeu. Și atunci fiind mădulare unei altora, noi trebuie să știm că avem un cap și capul nostru e Hristos. A lui să fie slavă. Ei, încă o pagubă că multe mădulare sunt rivale între ele. Dar Pavel ne spune nouă, urechea nu poate zice dacă eu nu sunt ochi, nu sunt din trup. Și piciorul nu poate zice dacă eu-s mână, dacă eu nu sunt mână, nu sunt din trup.
Și noi trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Și încă cum? În dragoste. Tu auzi poate ce nu-ți place sau vezi ce nu-ți place, dar dragostea trebuie să acopere tot. Și cu cuvânt de duc de blândeață, tu trebuie să îndreți. Pă ce-ar fi dacă tot trupul ar fi ochi? Ar mai fi trup? Întreabă pare. N-ar mai fi trup. Dar ție-ți drag de ochi. Dacă vezi pe cineva care vedenie în biserică, numim noi un ochi, apoi ți-e drag de ăsta. Dacă îl vezi pe cineva că prorocește în biserică, să-l numim noi așa gură, ți-e drag de ăsta. Dacă cineva aude cuvinte din slavă, ție-ți drag de ăsta, îl numești că-i ureche. Dar tu crezi că asta compune tot trupul? Tu trebuie să fii îngăduitor cu toate mădularele și între toate mădularele. Nu uita, sunt altele care n-au atâta cinste. Dar dacă-s din trup, tu trebuie să le îngădui cu iubire. Dar unde mai pui? Că mai este și fierea în trup, care e așa de amară. Și câte unul poate că-i fiere. Dar aceasta te va face pe tine să similezi mai bine. Dacă n-ar avea trupul fiere, cei ce au scos fierea, știe câte necazuri au. Că Dumnezeu a lăsat și asta în trup. Și se poate întâmpla câte unul în jurul tău îți produce de multe ori mult necaz, multă amărăciune. Câte unul are de lucru numai tot cu vereș. Că aici mai sus îl vede. Și toată ziua e de câte un băbârnac. Ei mă, dacă n-ar fi ăsta în adunare. Păi dacă n-ar fi ăsta în adunare, ar fi ca un trup fără fiere. Dar lasă-l acolo. Iubește-l. Încălzește-l. Primește-l. Și să vezi că tot trupul merge bine atunci. Fie slăvit Dumnezeu! Amin. Duhul Sfânt ne dă puterea aceea să iubim pe cei ce nu au calitate de a fi iubiți. Duhul Sfânt ne dă puterea aceea să trăim în liniște și pace cu cei greu împăciuitori. Duhul Sfânt ne dă puterea aceea când alții ne ocăresc, noi să ne odihnim cu zâmbet și să-L proslăvim pe Cel ce ne-a răscumpărat. Glorie Lui! De aceea, prea iubiților, eu aș dori din toată inima mea că apoi noi vom și pleca. Am vrea să ajungem și acolo la frații de pe Țâmleș. Dar aș dori din toată inima, până nu ne despărțim, să avem și un moment de rugăciune. Ne dor de rugăciunile de pe albine. Și din multe alte adunări ale Domnului. Dar mi-aduc aminte aici, într-o seară, când a zis fratele Vereș, Hozanie, că el așa de obicei, el îmi pronunță numele meu direct, Hozanie, dacă nu vii în seara asta la noi, cu mine dai de bani. Păi de ce, măi? Păi, măi, ne luptăm de mai mult timp și am vrea să aprinde Domnul focul și apoi să vii la stăruință. Bine! Dacă Domnul mă ajută, viu. Când am venit aici, la atâția frați cu Mișa, cum fratele Vicovan și fratele Miclea și... O, el m-a luat dintre frați, nu te duci jos acolo la subsol, zice, cu frate la stăruință. Păi când am văzut așa, mi-a părut o mare nedreptate. Să nu stau eu să ascult pe frați cum predică. M-am dus acolo, băi, care credeți că vă botează Domnul? Eu, mă, se va vedea. Eu n-am timp să stau cu voi. Eu mă duc să aud pe frați și cuvântul. Care crede, imediat să deschide gura și să-L proslăvească pe Iisus. Eram cu fratele Iacob și cu fratele Mercea pe atunci. Și imediat ne-am coborât acolo. Măi, crezi? Tot ce am discutat cu ei și ce ne-am rugat a fost doar 19 minute de tot. Și Dumnezeu a botezat 22 de persoane. Când am venit aici sus, fratele Vereș zice, măi, după ce ai venit? Vreau să stai acolo la stărânță. Am fost, mă. Bă, v-ați rugat? Ne-a rugat. Bă, când te-ai rugat? Ne-a rugat, mă. Bă, botezat Domnul pe cineva? Bă, întreabă-i pe ei, că toți veneau acum cu grămada sus. Ridicați mâna. Când a început a număra, dă cuvântul de un frate. Bă, și pe tine, și pe mine. Bă, eu am crezut când te botează Dumnezeu, pe tine botează tot Clujul. Zice, de 40 de ani tot o stăruit după Dumnezeu. Uite că acum o primit. La glorie Domnului. Acum s-o întrerup predică.
predicile și n-am prea avut haznă să ascult. Că a început proslăvirea și rugăciunile. Glorie lui Dumnezeu! Duhul Sfânt e adevărata sărbătoare. El e duminica noastră. El e sabatul nostru. În Duhul, dacă ești, te odihnești bine. Nu mai visezi minuni. Visezi numai cu proroci. Visezi numai cu Evanghelie. Visezi numai cu aduneri. Visezi cu aduneri în sărbătoarea îngerilor. Auzi voci sfinte în visele tale. Și tu te odihnești minunat. În 2 ore te scoli gata de drum mai departe. Dar dacă tu nu ești în odihna aceasta, apoi în visă ai vise erotice. În visuri ai câte fugă de animale puternice, când răi, lupi, tauri, te scoli obosit, toată noaptea e o frământare. Tu n-ai odihnă în Duhul Sfânt. E adevărata odihnă! Mesia fie preslăvit! Aleluia! Iubiți frați, să credeți, nu ca evrei deodată, ci așa, ca poporul nou evreu, al Domnului de azi, să credeți! Câți de aici aveți credința că Dumnezeu vă poate boteza în sala asta? Să ridicați o mână! 1, 2, 3, 8, sunt multe mâini. Și pe sus sunt, acolo sunt toți botezați. Dragii mei, dacă credeți că Domnul vă botează, ce trebuie să faceți voi? Ce trebuie să faceți voi? Ce știți că trebuie să faceți? Am întâlnit un frate care venea Duhul Sfânt peste el și măcar că limba vroia să vorbească altceva, el făcea Păi de ce faci așa, măi, frate? Păi ce, eu aștept o putere! Dar nu-i scris niciunde că atunci când Domnul te va boteza, va veni o putere așa încât să te zgâlțe în toate părțile sau nu știu ce să-ți facă și așa să pierzi controlul minții. Nu-i scris așa? Puterea Duhului Sfânt este o putere care vine din ceruri, îți inundă mintea și ființa. Amin. Și când ai simțit fiorul, tu trebuie să crezi că l-ai și primit. Amin. Și atunci nu-i avea. Fie slăvit Domnul! Am întâlnit pe altcineva, uite acolo, pe sora Corpodeanu. Și era și dâns acolo cu noi în Canada la struință. Și tot stătea și merea până la pun și iară deschidea ochii. Păi ce faci, măi, nu te rogi, nu vrei să primești Duhul Sfânt? Păi zice, ne frică. Cum ți-e frică? Ne frică, nu cumva cuvintele alea de la mine. Tot vreau să le încerc, apoi pe când vreau să le încerc, dispa. Păi cum să încerci tu pe cel ce te încearcă el pe tine? Păi Duhul Sfânt vine, nu depinde de înțelepciunea ta. Tu nu trebuie să stai să judeci. Cum se zic cuvântul ăsta? El rostește. A lui să fie slăvit. Alții cred. Păi eu n-am postit măcar 3 zile să stau în post. Dacă tu nu ești obișnuit cu postul și nu vrei să te dedici postului și rugăciunea, 3 zile spre puțin, nu face nimic. Credința nu se bazează pe 3 zile de post tale, ci se bazează pe o viață continuă de post și de rugăciune. Unii postez până-i botează Domnul, după aia nu mai postez. Păi nu așa e credința. Noi am învățat-o să persistăm în post și în rugăciune. A lui să fie slava. Glorie Domnului! Deci credința, să înțelegeți, n-are suport. Nu poți pune pe ce vrei tu. Pe post, pe dărnicii, pe una, pe alta. Credința e o putere pe care Dumnezeu ți-o dă și tu să noi nori când ai credința să o mulțești în tine și să strângi și mai tare și Duhul Sfânt coboară și când vezi limba că nu mai pronunță clar cuvântul care tu te-ai gândit, nu te mai gândi la niciun cuvânt, cască gura larg și el ți-o va umplea. Fie slăvit Domnul! Așa am văzut 10 și 10 de persoane
că Domnul le-a botezat cu Duhul Sfânt. A Lui să fie slavă. Dacă cineva dorește să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, mă întreb o dată, și credeți asta? Dacă credeți, uite așa, veniți și faceți așa un rând, ca să am și eu loc să trec pe lângă dumneavoastră. Și eu mă rog lângă fiecare când sosesc și mă duc mai departe. Și dacă credeți, să vezi. Și dacă nu, când întorc înapoi, să vă mulțesc credința și Dumnezeu din cer, El de Duhul Sfânt, de la cerul tău, mărească-se Domnul! Aleluia! Aleluia!